Competiția care a avut loc la Câmpul Lung a durat 3 zile, iar în concurs au fost înscrise 16 echipaje. Câștigătorii locului întâi la categoria standard, echipajul Duster 4x4 Everyone, format din pilotul Eugen Tătăroiu și copilotul Maria Dumitrache, au întâlnit câteva dificultăți pe traseu, dar în cele din urmă au reușit să le depășească cu brio, iar dovada este premiul obținut. Pe traseu, eu ca navigator nu am avut probleme din punctul ăsta de vedere, a fost foarte ok traseul. N-au fost greșeli pe roadbook, mașinile s-au mers foarte bine, am avut o pană și am mai avut o mică problemă, dar Eugen, pilotul meu, Eugen Tătăroiu, a știut să le rezolve în 2 minute pe toate. În competiție au fost înscrise 2 echipaje Duster 4x4 Everyone, formate din angajați ai grupului Renault în România, dar din păcate cel de-al doilea echipaj a fost nevoit să abandoneze din cauza unor probleme la motor. Au fost 2 mașini Duster, dar din păcate cu echipierii noștri, Mihai Petcu și Mihai Ursu, au trebuit să abandoneze în prima zi după puțin kilometri, deoarece s-au avut o problemă la motor tehnică și nu puteau să o repare pe traseu nou. La finalul competiției, victoria a fost sărbătorită cum se cuvine. Cum a sărbătorit victoria? Am fost împreună mai mulți membri din clubul Duster 4x4 Evian, împreună cu prietenii noștri și susținătorii de pe forumul Duster 4x4, care au venit și ne-au susținut începând de sâmbătă seară. Cum să sărbătorim? Cu șampanie și cu poze multe, cu cupele și cu mașina. Câștigătorii au fost răsplătiți cu diplome și cupe, dar și cu accesorii auto.